Președintele PNL Giurgiu Marin Anton a lansat un nou atac la numărul 2 din PSD, președintele executiv Nicolae Bădălău. De data aceasta, obiectul atacului au fost licitațiile pe bani publici din județ, despre care liderul liberal susține că ar fi controlate în județul Giurgiu în proporție de 80%. O să începem orice conferință de presă la care sunt eu prezent cu domnul Bădălău. Domnul Bădălău. Cel mai mare caracter din România. Da? Domnul Bădălău, o să vă spun de acum că controlează în proporție de 80-90% toate licitațiile din județul Giurgiu. Toate licitațiile din județul Giurgiu. Și o să vă dau prima comună și o să o iau din nordul județului așa cum v-am promis. Comuna Găiseni. Comuna Găiseni are un proiect de apă câștigat, întâmplător și meritat de firma domnului Bădălău. Poate ne explică domnul Bădălău prin ce merite deosebite și cum a ajuns firma dumnealui să câștige la dumnealui în județ pe bani puși de dumnealui în programele de dezvoltare ale județului Giurgiu la Ministerul Dezvoltării, cum a ajuns întâmplător și meritat să câștige această licitație. Să ne spună și după aia o să vă spun eu exact cum a câștigat domnul Bădălău această licitație. Și cine și cum îi periază drumul, că e foarte interesant, că e un mecanism foarte bine pus la punct. Liderul PNL nu s-a oprit aici, ci a continuat vorbind tot de Comuna Găiseni, însă de altă licitație. O a doua licitație controlată tot de domnul Bădălău, așa, asta e directă prima, ala apă. Are interes direct, are și indirecte. Domnul Bădălău în județul Giurgiu și tot la Găiseni, proiect de drumuri, câștigat după locul 6 într-un final de Style Construct. Firmă care a fost clasată ca și ofertă pe locul 6. Și o să vă spun, dacă aștept tot așa să mă contrazic că nu au niciun fel de influență și domnul Bădălău nu are marele caracter, nu are niciun fel de influență în această decizie, cum a ajuns Style Construct să câștige după locul 6 o licitație care a fost inițial câștigată de Express Construct.